plăcute. Mihai, să știi că niciodată nu mă plâng la nimeni ca să apară în presă, să... Doamne, ferește! La... Cred că lumea vă știe. Ceas de vârf și așa mai departe. Sunt nevoit, conform ritualurilor, să răspund la niște întrebări, că altfel, dacă nu răspund cu ceea ce știu, apar după aia niște lucruri de te îngrozești. Și atunci zic, stai, domnule, o iau eu pe direct, așa, și le spun că, da, de vreo două zile sunt în consultație la Spitalul Davila, la doctorul Mihălțeanu, profesorul doctor, domnul Mihălțeanu, și că aștept să plece asupra mea umbra lui vindecatoare. Domnule Arșinel, da. În momentul ăsta sunteți, cum spuneați, într-un salon al spitalului sau într-o rezervă? Sunt singur și este foarte curat, foarte plăcut. Oameni deosebiți, te rog să mă crezi. Da. Pentru ce ați ajuns acolo? Ce... De la ce vi s-a tras, cum se spune? Poftim? De la ce vi s-a tras vizita asta la spital? Internarea asta, de fapt. Am tras-o mai multe zile pentru că n-am crezut că aș putea să am ce aș putea avea. Am o anumită nesiguranță pe picioare, o clătineală din asta, nejustificată din alt punct de vedere, și sunt puțin îngrijorat. Mm-hmm. Și ce v-a spus medicul când ați ajuns? Doctor nu spune nimic până când nu are toate analizele în mână. Încă sunteți în faza în care încă sunt cercetat. Fac analize? Da, da, da. Da, ați ajuns? Aici se cercetează pentru a te face bine. Ați fost nevoie să chemați ambulanța? Da. Te cheamă pentru ambulanța de ochet ca să te facă bine. Mhm. Și echipajul de pe ambulanță a spus, domnule Arșinel, nu e așa simplu, trebuie să facem un drum la spital, nu? N-am vrut să mă duc, am în ultimul timp de vreo 3 ori mi-au propus lucrul ăsta și am refuzat de fiecare dată și de data asta a fost o fată care a mai fost acum o lună și mi-a spus, știți că și acum o lună am fost la dumneavoastră, n-ați vrut să veniți și de data asta nu ține. Vă urcați în mașină și noi am sunat și ni s-a indicat să mergem la Davila. Da, înțeleg că dumneavoastră le-a zis celor de pe ambulanță să vă ducă la teatru, nu la spital. Păi la teatru m-a dus. La teatru m-a dus, că aveam repetiție. Și eu eram convins că pot să trec și pe la teatru să dau niște analize și după care să merg la spital și n-a ținut cu profesorul, nu țin. V-a tot oprit în spital. Starea dumneavoastră generală, până la rezultatul analizelor, până când o să se pronunțe din punct de vedere medical, domnul doctor, starea noastră generală e mai bună față de acum două zile când ați ajuns la camera de gardă? Parcă e mai bună. Parcă e mai bună. O să mă refac pentru că Mihai, știi cum e la noi? Trebuie. Pentru că sunteți puternic. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Alexandru Arșinel. Gândul nostru bun se îndreaptă către dumneavoastră. Atent. Fiți cu minte, ascultați-l pe medic. Altfel, da. Publicul... Am înțeles. E tot acolo. E foarte drăguț. Vă așteaptă în fața scenei. Vă mulțumim tare mult și multă sănătate. Mulțumesc.